make you make click. O nouă zi de făcut misiune aici în GTA 3, în Liberty City. E o vreme frumoasă, nu înțeleg ce dracu am făcut intro ăsta. Ce pot spune? Prinde mașina în coștuge. Deci salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 3. După cum vedeți, am început episodul foarte bine cu o nouă mașină care a coștuge. Să-mi apice, eu cred că o să pun. Da, chiar. Poate ar trebui să fac o chestie nouă, gen hashtag... mașină cracoștiu, gen nu știu. Gen, dacă postați pe Facebook că vă jucați GTA, puneți și acolo hashtag mașină cracoștiu, gen nu știu. Ia mă, ce misiune de aici. Plăcerea mea. Bombă, mașină înghețată, perfect. Pick up the briefcase in Harwood. Asta pe un... aha, în partea asta, Harwood-ul. Bă, cred că când, cum mi-au permis, o să-mi iau de asta o mașină cracoșcă și o să-mi tunez duș, dar prea mult îmi plac mașinile astea. Mai ales că... uite-i servieta acolo. Mai ales mereu când plec de la școală găsesc câte o mașină din aia parcată în drum. Cred că e ceva gen un mesaj. O să-ți trebuiască pentru bug sau cine știe. Sau vezi că se apropie bacul. De vând merg. Stai că pe aici trebuie să merg. Cred. Sau trebuie să merg pe podul ăla. Nici nu știu. Ah, mai e până la misiune acolo. Oh, ai ca derapat un pic. Du-te. Ce pot spune? Am terminat de povesti cam ce am făcut în tabără. Ah, da. Ziua 4-a, mai nimic nou. În ziua 5-a... Stai, ce trebuie să fac, să mă sui sau? Da, să mă sui. Ups. Fain, avem mașină înghețată. M-a luat poliția, băgameș. Ce era sus pe clădirea aia când am văzut? Că e destul ce să parcă mașini. Futu-s gă... Dar bine că vă băgați în fața mea ca ultimii idioți. Hai că e întreagă, nu-i nemergită. Du-te. Bă, dar mai e mult de mers totuși. Hai că parc sau de un pic clingul ăla. Jing sau cum zicea ăla. La telefon. Ce vreau să zic? Deci la 4 zi n-ar fi nimic. La 5 zic de am plecat de acolo. Bine că am avut căști la mine și am ascultat muzică. Dar culmea era, deci în autobuz vreo 4-5. Nu știu cât dracu a ținut drumul. N-am mai ținut cont, dar am ascultat cam... am ascultat multă muzică oricum. Bine că am avut căști la mine. Mi-am pus telefonul, m-am pus pe scaun în spate acolo liniștit. Stai că în partea asta trebuie să merg. Întoarce. Mi-am pus căștile și am stat pe scaun acolo. Dar culmea, eram obosit, dar având în vedere că ascultam numai heavy metal de la ca lumea, îmi venea așa să dau din cap ceva. Și eram ceva gen cu o față de adormit, dar mișcam un pic din cap, nu știu, eram... Dar sincer că dacă aveam o oglindă și mă uitam la mine, cred că eram penal rău. Pot să intru cu mașina aici? Hai că pot, ce mama drept. Gata? A. A, tot bă, câți vin acolo. Acum o să se urce sau? Nu-mi dau seama. A, ce ți vă drecu. Pistoale, moca. A, uziuri. Și mai bine. Nu, că tot n-am găsit în episodul anterior. Gun shop-ul. Hai că m-am făcut acum cu uziuri. Ok. Vreo mașină pe aici să-mi iau și eu. Nu vreau camion. Ăla-i mă, încă o mașină e cracoșciuge. Bă, dar ador mașina asta e cracoșciuge. Nu știu, sunt așa faine. Și bine că trebuie să vorbesc cu țiganii pe stradă. Că de ce nu? Bă, cât urăsc locul, satul ăsta, băga mea și pula în el. Sau mai bine zis, nu mai am majoritatea de locuitori. De fapt, nu, stai că nu vreau să fac interasiaruri și astea. Mă rog. Hai să vedem, care mai aproape? Nentuj, hai la Nentuj aici. Dă-te, fă, dă-mi pote, că chit că era un
bre sau un băi sau un coaie, cum se mai strigă. Ok. Hai că am prins bine aici și hai să parcăm mai pizdos. Perfect. E demergită. Hai că e întreagă. O să o bulesc eu cât de curând. Hai să ne cine dă. Dead skunk in the trunk. Beautiful. Just beautiful. All right, just the guy I need to talk to. Right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. Deci la o cafea nu știu care. Wise guy, so we got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Hallwood, all right? Luăm o mașină cu un cadavru. Frumos. Hai să ne luăm mașina care coșuge. Du-te, 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 du-te. Hai că avem acum Uzi. Ho, ho, o să fie fain. Mergem aici pe iarbă, dă-te, văd în potecă și tu, chit că era un bre. Hai, du-te, du-te, du-te. Stai, trebuie să merg pe pod. A, pe aici. Ce-am luat stâlpul ăsta. Hai că încă e treagă. Doar s-a spart parbrizul, nimic grav. Las că avem nevoie de aerisire, du-te, du-te. Da, deci am terminat de povestit cu tabăra. Cam asta a fost tot de povestit. Oricum, dacă mai să mai plec într-o tabără ceva, o să-mi iau din timp un card, neapărat. Și o husă de aia subacvatică în caz că mai e la mare, să pot să filmez. Auzi, bă, și tu pe ăștia ce râd afară. Is the Forelli Brothers. Bă, firați ai drept. N-o să mă prindeți viu. Oh, hai că îmi curge sânge din mașină de la cadavrul ăla. Bă, băga mea și... Stai că ăștia vor să mă calce. Bă, firați ai drept. Ok, hai că am scăpat de ei. Ăștia s-au fost gata. Ce dracu. A, mai rămas o mașină. Mai vin unii după mine. N-o să mă prindeți viu. Că mă omorâți voi pe drum cu zile. Tu zgâtu mă, tine. Stai că ăsta vrea să mă calce, futul în... Gata, ai că-i bulit. Bum! Sper că n-a luat foc mașina aia. N-a luat. Hai că bine. Am scăpat de ăștia. Vai, vai și amar de morți de mașina asta. E și cadavrul ăla acolo. E și stâlpul ăsta care nu pot să trec. Hai, du-te. Vai și amar mașina asta ce a ajuns. Curge și sânge și sloboși. Ce-o mai avea cadavrul ăla acolo. Acolo pe scurtătură pe aici. Mai sparge niște lăzi. Poate iese acum fum din mașini. Ar trebui să o duc dracul la reparat. Dar dacă mor vedea la garaj cu cadavru în portbagaj. Mai ales că e ciușa nu mai am. Dar e fain. Trec o mașină așa pe stradă. Ușa de la portbagaj e ruptă. E un cadavru acolo și curge sânge din el. Nimic grav. Totul e perfect normal. Stai mă pe unde dracu. A, pe aici. Bip, întoarcere. 360 de grade. De fapt doar 180. Ce dracu, e fiu în vacanță, dar n-am voie să fac greșeli în astea matematice, nu? Poate mă, poate s-a uitat un profesor la mine aici. Ai că acum au dat drum la manele, băga mea și... în viața mea. Sper că nu s-au de pe fundal, dar nu știu, nici ce cu mașina pe partea cealaltă și... A dat un drum la manele, bine că le-a dat mai încet. Înapoi, 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 înapoi. Get out. Ok. Fain că nu se vede restul de cablu. Ok, ridică asta mașina, poate, cum ar fi acum, să trag așa random, casual, super casual, să trag în mașină și să bubuie, acolo ea, ok, și îi dă drumul, au, lasă ușor, nu-i dă drumul, lasă ușor, nu, lasă să cadă, ok, ridică ăla, ia, așa e că se bubuie cele două, așa, da, trece unul prin altul, fain, bă, dar fain cum se vede tot cablul, și acum s-a dus dracu mașina aia, fain, hai că am mai făcut o misiune. Poate în vreo 15-20 de episoade termin și-o jocul. Da, nu prea cred asta. Oricum, am văzut că e foarte apreciată seria, deci o să mai filmez. Că am văzut că la primul episod am făcut deja 230-240 de vizionare. Să înțeleg că vă place GTA 3. Hai să mă duc să-mi iau Ferrari-ul ăla acolo. O, Ferrari sau mașină coșuge? Și ceva? Tot cu mașină coșuge mergem. Sau... Hai că n-am zgâriat Ferrari-ul. Pare rău. O să mă întorc după tine. De fapt nu e Ferrari asta. Abar n-am ce căcat o fi. Asta e că e aici.
Banshee. Având în vedere că mai toate numele astea de mașini... Opa, mamă, ce viteză are asta? Am în vedere că mare... Bine că m-a luat și poliția, băga mea și mă duc să iau niște HP. Stai, deci ca asta e în partea asta, înseamnă că spitalul trebuie să fie pe aici. Mă duc să iau niște HP direct, că mă mor acuși. Mamă, ce viteză are mașina asta, ce faină, îi! Oh, ce am bușit pe ăștia. Și acum o frână bruscă. Dăm cu aceea HP. Hai. Bun, am luat banii lui ăla. Înapoi mașină, mergem la misiuni. Mașina asta trebuia să-i făcut cursă, dar am uitat complet Banshee, probabil că nu mi-a modificat după Porsche, bar n-am, dar am de vedere că nu prea sunt mare fan al mașinilor. Eu prefer să mă... Eu sunt mai mult fan... Culmea, deci eu nu prea sunt pasionat așa mult de mașini. Nu știu, dar nu prea mă pasionează așa mult. Pe mine mă pasionează mai mult armele și chestiile de genul. Dacă mă întreb ce motor folosești, o mașină, ceva... Abar n-am de cât cai are, nu știu ce. Dacă mă întreb ce calibru are o armă... Asta da, pot să răspund. Bine, având în vedere că eu de mic copil de la 6 ani joc Counter și apare acolo jos calibru, da, le cam știu. Dar mai caut și arme pe net să văd din ce țară sunt și toate cele. Ok, las de acum col cinematicurile că mi-ați spus că vă plac. Mai e mașina aici? S-a adus, bă, pur. Hai că luăm rabla lui ăsta. Ce zice că ăsta? Curuma! Dați-vă drept la o parte. M-a luat și poliția. Ai vreun milițian în spate? Nu. Am lăsat și... Bă, măcar mașina... Nu! Aaa, fut! Bă, măcar am găsit mafia de asta, cum îi se zicea, că am uitat. Sentinel, așa. Dă-mi coace sentinelul. Da. Pula, să sugeți pula. Nu mă prindeți voi așa ușor, că încep să fac așa quick. Cum mai făcea când juca ăsta Far Cry Primer și fugeau mamuții. Pula, susuși pula, cum zicea el acolo. Bă, poate n-a trebuit. Stai mă, pe unde căcat trebuie să mă bag aici? Ia. O fi vreo alee ceva? Aha, uite aici. Ne dăm jos din din santinela asta, e mafie. Încă o servietă. Veniți voi să mă... Fugi. Hai că-i calc pe ăștia cu mașina. Bă, firați-ai dreacu, întindeți-mi o capcană. Tuvan. Rise FM. Bine că am oprit radio-ul, că n-am chef să-mi iau copii familie. Te dreacu, hai. Și întoarcere. Ce ți-vă dreacu? Dați armele încoace. Bute! Bă, firați ai drept cu butele voastre. Get the cash back to Tony's. Hai mă, vreo mașină, crack, o suge sau un taxi, că astea sunt cele mai bune mașini din joc, nu mai e? Hai cu o dubă. Uite, mașină, crack, o suge. Dă-te jos. Dă mașina, care o suge încoace, aia, că asta e cea mai faină. E, am zis eu că mă întorc la o mașină care o suge după ce termin cu Ferrari-ul, Porsche, ce dracu trebuia să fie. Să scrie careva în comentarii ce căcat de mașină trebuie să fie aia, chiar sunt curios. Ok. Du-te. Și dracu derapează. Oh, dar ce întuneric s-a făcut aici, se face noapte, bine, adevărul că e 5 dimineața în joc aici, dar mă rog. Bă, ce-mi place jocul ăsta, a început să-mi placă din ce în ce mai mult. Parcă, nu știu, e mai distractiv față de San Andreas, sau mi se pare mie. Nu știu, dar parcă îmi place mai mult ăsta ca San Andreas. Bine, o fi și chestia că în tine am jucat pe ăsta, San Andreas, am jucat după, la întâi GTA 3 am jucat. Misiune făcută, încă 10.000 de verzișori. Fain. Mai face o mașină, doamne, o misiune aici la Cipriani, mă rog. Aia că filmez de doar 15 minute. Mai face emisiunea asta și cheiem episodul. Să nu iasă prea lung după aia. Nu de alta, dar fac mai multe. Vreau să fac episoade multe scurte și să postez mai des 2 clipuri pe zi, eventual și 3. E fain că stăm la asta aici scrisori. Și din nou ăștia acum. Stați un pic să închid geamul. Așa. Au lăs.
Sunt niște țigani cu mașinile și au dat drumul la manele și eu nu le suport. V-am spus faza aia data trecută de... M-a făcut de, de mulțumită unei, am dat play la o manea și mi-a intrat în istoric. Când am văzut am zis gata, direct, unfollow i-am dat. Nu mai gata, am lăsat-o pe că poate mai dă un like ceva acolo, dar nici like-ul nu mai dă. Când mi-o da, când o-i vedea că începe să-mi dea like-uri din nou, îi scot unfollow, îi dau din nou follow. Dacă nici like-ul nu mai dă, direct, remove, delete de la prieten, cum că ca să o spune. Ia văd că ne trimite aici la N2J. Ok, op. Am uitat să-mi iau HP, pentru că sunt un dobitoc. Uhu, avem limuzină, bă, dă-ne. Stai, a intrat part. Da, vă pe partea aici, de ce a venit Nu mai înțeleg nimic. Deci, maker, avem limuzină, ce pula noastră. Hai să nu... Să nu bulesc. Ceva? Ba pula, hai da, n-are viteză mai mare. Hai mă, mișcă mai repede. Du-te, 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 du-te. Hai mă! Nu prea are frână, nu prea derapează nițel când bagi frână bruscă. Ok, prima la stânga. A doua, a treia, câta? Hai, prima la stânga. Nu, nu, nu! Ok, dat-o bușim oameni, că ne place. Hai, du-te, du-te, du-te. O luăm pe scurtătură, n-avem scurtătură. Băgam, tragă ăștia în mine. Da, bă, tragă ăștia în mine. Puf, firața ei, drecu. Ok, am luat curba bine. Du-te, 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 bagă-te pe aici. Da, dracu, vine cu bâta. O, ducem pe ăsta la aici, la sex club, că de ce nu? Sex club, da, sex club. Mai vine cineva. Ce dracu ne-am făcut aici, șofer personal, firața ei, dracu, sper să plătiți bine. Că fake taxi fac din voi acum. Nu căutați fake taxi. Da, mulți o să știți. Oricum. Oricum, ar fi ceva să mă fac șofer de taxi eu pentru fake taxi sau public agent. Ar fi ceva. Cred că ar trebui să închei cu glumele astea pe, pe tematice de astea de filme porno, nu știu. Hai, du-te, 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 du-te. A doua la stânga să fie. Ok. Șpoc. Du-te, 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 îl ducem la Ciprian aici. Hai, Ciprian, e vină cu afirai și tu. Și acum mergem la război sau ce dracu face? Bă, da, fain, tu fii și acum ea târnă frunzele pe acolo. Du-te, du-te. Vezi, se târăște și ăsta, băga mea și pula în picioarele lui, că de-abia le mișcă. Stai, mă, și acum? A, suntem atacați. Bă, firaței, puf, firaței, dracu. Sper că suntem urmăriți. M-aș da jos să mă împuși cu ea, dar mie că dau fail. Hai că nu ne prind ăștia cu mașini, cu camioanele lor de pește, nu? Dă-te, dracu, la o parte. A, fain, deci ne mutăm aici, se pare. Și prea ne ziua ta norocoasă, te-ai luat casă nouă. Misiune făcută, să înțeleg? Your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. de verzișori, fain. Acum facem misiuni doar la tipul ăsta. Deci, să înțeleg că... Cred că am făcut un sfert din joc, probabil. Cine știe. Oricum, cam atât și pe acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip. Bă, dar cum dracu ajung eu acolo? Nu știu. În fine. Și până data viitoare, ciao, les.